Doamne, multe minuni face medicina asta, măi băiatule. Îți schimbă, mă, viața. Hai, lasă. Da. Doamne, mă face mai frumos decât sunt. Da. Imposibil. Pe tine nu, nu pe tine. Am crezut că zici, nu, nu, în general. Per general. Păi eu sunt model în clinicile de estetică. Da? Da. Unde te pun? Mă pun așa la intrare, la bustul gol. Și am așa un bust gol. Și îmi zic, când vine pacientul, zice, cam cum ați vrea să... Uite, așa vreau. Hai. Și doctorul zice, doamne, nu pot așa. E unicat. Dacă vreți doar nasul pot, sau buzele, sau gurița... Gurița lui. Da, gurița. Vreți să aveți ochii lui. Da, da, gâtul. Doamnelor și domnilor, în emisiunea noastră invitați pe serioaselea Raluca Drăgoi și domnul doctor Mihai Orescu. Bine v-am găsit, dragii mei! Bine ați venit! Bine ați venit! Obsesia fiecărui invitat este o să cad și o să mă fac de băcări. Eu ce-mi țin oriunde mă duc, zic, sigur, mă văd cu zgaibaracele. Și eu pățesc lucrul ăsta foarte des. Da, că fata nu se teze. Bine ați venit! Haideți să vorbim! Bine v-am găsit! Raluca, noi ne-am mai văzut la un moment dat în viața noastră. Da, Teo, ne-am văzut la un moment dat în viața noastră pe când aveam 12 ani. Erai la un alt trost de televiziune alături de Mircea și eu eram în clasa a 6-a la școală. Asta nu trebuie să zici că știi cum și, e. Dar acum ești în vârf de formă și asta... Să rămână, mulțumesc mult. Grație mulțumită datorită și domnului doctor. Bineînțeles. Și minunilor medicinei despre care discutam. Ce ai făcut? Ce am făcut? Adică, de ce ai venit aici? Ce ai făcut bine? Ce ai făcut bine? Datorită domnului doctor, căruia îi mulțumesc în fiecare zi și mă rog în sănătatea lui și o spun public de câte ori am ocazia, am reușit să slăbesc 42 de kilograme. Adică a fost reușita vieții mele. A trebuit să-mi fac curaj, pentru că, da, recunosc, nu am avut curaj din prima să fac lucrul acesta. Lucrul acesta fiind un gastric sleeve, corect? Sigur, da. Exact. Pe care l-a făcut acum cât timp? Acum 2 ani și 4 luni. Primul lucru pe care ar trebui să le știe doamnele, pe care eu le-am cam prins cu fofârlica, ele își imaginează în mare majoritate că operația de gastric sleeve e un fel de moft, o operație estetică. Dacă au 5 kg în plus, de ce să mai lase la o parte scăricica și să nu se ducă la un medic să-și facă gastric sleeve? E corectă abordarea asta? E corect ceea ce ai spus. Abordarea în sine nu e corectă, pentru că chirurgia nu poate fi făcută preventiv. Nu poți să faci o operație pentru un exces de 5 kg. Există un calcul, trebuie să te situezi la un anumit indice de masă corporală, să fii cel puțin obezitate gradul 1, ca să poți să te califici și să ai anumite boli asociate. Și abia apoi te poți gândi la chirurgie. Și totuși există medici care operează pur și simplu de amorul arte, chiar dacă n-ar trebui? Îmi place să cred că nu. Și mie la fel, de asta vă întreb. Îmi place să cred că nu. Dar la ce mai aud și eu... Înainte, fetele recurgeau la acel inel gastric pe care după aia puteai să-l scoți. Am mai auzit de un balon pe care îl înghițeai și care se făcea mare în stomac, adică tot felul de tertipuri. De ce ați făcut fetei tocmai gastric sleeve și nu ați recurs la altă metodă? Pentru că excesul de greutate pe care l-avea recomandat acest procedeu, mișoarea de stomac încă este cea mai de succes intervenție la ora actuală, adică raportul dintre riscurile la care te expui și beneficii este cel mai bun la gastric sleeve, ca dovadă că ea a slăbit și are o greutate optimă, fără complicații și procedeul a fost ales corect. Că există alte procedee, evident, dar fiecare cu indicația lui. La un exces de 5-15 kg, poți să utilizezi balonul gastric. E foarte corect. A fost greu? Operația nu a fost greu deloc și chiar le recomand tuturor celor care le este frică să facă această intervenție. Vorbesc pe tot ce înseamnă social media cu fetele în general care mă întreabă cum e, ce e. Da, recomand cu Dumnezeu înainte și cu tot curajul, pentru că este o intervenție care nu te chinuie foarte mult. Adică
Eu îți spun exemplul meu. Eu după 11 zile, da, poate sunt mai inconștientă, poate sunt un pic nebună. Eu după 11 zile eu am avut spectacol, am avut concert și am cântat în fața a 2000 de... Poate 10 zile am plecat în Israel. De, deci, despre asta vorbim. Ți se părea că mănânci mult înainte? Mâncam și programul meu este de așa natură încât eu mâncam și noaptea. Da, de ce să mint? Da, mâncam. Eram o gurmandă. Și acum? Și foarte bogat caloric. Acum mănânc după 2 ani de zile, 2 ani și 4 luni, avem de la operație, domn doctor, nu? Cam așa, da. Da, după 2 ani și 4 luni, dacă m-am operat în 2019, în martie, acum mănânc 3 dumicați dintr-o porție, de 3 ori, să zic. Dar e vorba de programul meu, pentru că nu am timp, sunt numai pe fugă, de la eveniment la eveniment și... Știu. Doamnele care au făcut gastric sleeve au senzația că după aceea pot mânca absolut orice. Că sunt operată, ce mare lucru. Nu este chiar așa. Își pot reveni la greutatea lor inițială? Își pot reveni, din păcate, și tot din păcate un procent de 15-20% chiar pățesc chestia asta. Eu le explic pacienților că operația e doar un pas. Așa cum bine știm toți, este jumătate din problemă. Menținerea greutății ține de responsabilitatea pacientului. Ideea este că da, poți mânca orice, nu ți se întâmplă nimic, dar pe termen lung, dacă nu vei evita în mod constant anumite alimente... Ca toată lumea, de altfel. Ca toată lumea, exact. Nu există o operație pe care pacienții să nu o poată păcăli, asta explic eu. Și trebuie o anumită rigoare legată de numărul de mese și de ceea ce mănânci, să eviți să bei sucuri, să mănânci dulciuri zi de zi. În rest, da, poți să mănânci la ocazii. Nu este interzis, numai că nu e recomandat, e o diferență. Corect. După cât timp ai început să mănânci solid? S-au pasat? Domnul doctor mi-a recomandat mie, pentru că se recomandă în funcție de greutate, nu? Eu am avut prima săptămână de lichide, a doua săptămână de pasate, exact ca la bebeluș, da? Și abia după a treia săptămână am mâncat solid. Cu frică, cu 3 mese pe zi pe care încă le respect așa cum pot, ai înțeles? Dar recomand fetelor și oamenilor care fac această intervenție și care stau mai mult pe acasă să respecte acest regim, pentru că se pot îngreșa, nu știu dacă la loc, dar... Chiar și mai mult de unde plecă. Serios? Da, uite, nu știu. Am văzut și asta. Spune-mi, te rog, ți-e teamă de chestia asta cu reîngrășatul? Te-ai gândit că s-ar putea să te reîngrași și ai făcut din asta o... Da, 100%. Condițiile în care mă cântăresc în fiecare zi. Adică, da, dacă am luat... Nu m-a cântărit niciodată. Da, mă cântăresc în fiecare zi. Dacă am luat un kilogram... De tipuri. Dacă am luat un kilogram, nu e ok pentru mine. Intru am 8 ani după această intervenție. Știu. Adică, după 8 ani am văzut multe la viața mea. Așa. S-a schimbat felul în care arăți, s-a schimbat felul în care mănânci, dar s-a schimbat și felul în care ești privită? S-a schimbat la 180 de grade viața mea. Mi s-a schimbat viața cu totul. Adică am prins mai multă încredere în mine, am și divorțat între timp. Și sunt ok, da. Da, s-au schimbat multe. S-a schimbat și percepția mea de viață. Văd altfel viața. Cred. Și o văd tot frumos. Dacă cineva revine la greutatea inițială sau și mai și, mai poate veni odată pentru un refill? Mai poate veni odată, chiar și de două ori. Ideea e că se schimbă tipul de operație pe care trebuie să-l facă. Nu își mai fac o altă micșoră de stomac, ci trec la o etapă, la un bypass exact, care să compenseze lipsa lor de rigoare. Ați fost dur și necruțător la chestia. Să compenseze lipsa lor de rigoare. Ștuf! În fond, asta trebuie să facă un procedeu evoluat, să compenseze ceea ce pacientul nu poate să implementeze zilnic. Ăla e un procedeu ideal. Bine, nu este un procedeu ideal, dar tindem spre asta. Și apropo de experiența ta, Teo, dacă îmi permiți să... Mulțumesc, chiar! Nu știu în ce măsură ești conștientă de impactul pe care l-a avut experiența ta și câți oameni ai convins să facă chestia asta. Mulțumesc tare mult! Și eu, unul și mulți pacienți, cred că ți-ar mulțumi dacă ar putea să o facă. Mulțumesc mult! Apropo de experiența mea, după ce le mulțumesc celor doi invitați, mulțumesc!
Imediat o să cânți. Ca să înțelegeți, noastră, eu pe 20 decembrie m-am dus fluierând la spital, nu eram mai fericită decât niciodată, și pe 23 împodobeam bradul, la propriu, cu fiul, adică n-am avut nimic. Da. Hai să și cântăm, dacă cum tot cum are drag. Povestit. Cum mulțumim are drag. Mult de tot. Piesa eu, se cheamă... și eu și domnul doctor și noi împreună vă mulțumim foarte mult pentru invitație. Cu drag. Cum se numește piesa noastră? Liberă de contract se numește. Înțelegești ce vreau să spun. Și se mai aplică sau hai, Raluca, ai, hai să vedem ai început să semnezi cu cineva? Ce? Deocamdată nu. Ești liberă de contract? Da, negocieri, da, da, da. Lasă așa. Sunt negocieri, aștept oferte și de acolo și de acolo. Așa e, tată, când ești liberă de contract.